unei legende. Nu o să încerc să prezint o legendă, deoarece ar trebui să țin o conferință pe care nu cred că aș reuși să o țin și nu cred că v-ar interesa, propriu-zis, prezentarea, ci mai mult ceea ce vă va spune domnul general. Fără îndoială, domnul general este un om iubit de Dumnezeu, un om dăruit de Dumnezeu cu multe daruri, un om căruia Dumnezeu i-a pus la dispoziție două secole. Cu toate acestea, de ce are două secole la dispoziție, secolul 20 și secolul 21, ne putem întreba totuși cum de a reușit să facă atâtea lucruri. Că general de aviație, pasionat de marinărie și autor a unei biblioteci. Cărți istorice, sociale, științifico-fantastice. Sunt doar câteva cărți din opera domniei sale prezentate aici. De cărțile respective le găsiți și la măsuță, la intrare acolo. Și, cum v-am spus, n-o să lungesc cuvântul. Cu siguranță, cu toți cunoașteți pe domnul general. Voi oferi onoarea domnului comandor Pompiliu Golea de a fi avangarda domnului general în această seară. Domnia sa ne va conferenția la Universitatea Dimitrie Cantemir. Ne va prezenta câteva aspecte secuiești. După care domnul general va porni artileria grea. Poate domnul Vintu va ajuta, dar merge. Nu știu ce are, e prima oră când face așa ceva. De ce nu mai pornește? Mica mea intervenție pe care sunt convins că o să fie palidă pe lângă prezentarea domnului general, s-a dorit a reprezenta câteva repere economice, demografice, în contextul regionalizării europene, elemente care astăzi cred eu că sunt de actualitate. Eu consider un lucru din toată intervenția pe care am vrut să o fac. Consider că problema este reală, fondul este foarte bun, iar acum avem numai ocazia de a redeștepta puțin, din punct de vedere valorilor, anumite elemente din trecutul nostru național. Pentru că, din punctul meu de vedere, nu își avea rostul în zilele noastre deschiderea unei asemenea probleme privind modificările modificările administrativ-teritoriale ale României. În intervenția mea, eu am dorit să scot în evidență faptul că pe primul loc în acest moment primează problemele economice. Și se constată un lucru în România. România a intrat în recesiune în 2002 și 2010. Europa a intrat în recesiune în anii 2008-2009. La noi, în 2010, când la noi recesiunea a fost foarte puternică, Europa ieșea din criză și începea mersul spre o nouă formă de creștere economică. Problema care se pune la noi în momentul de față este o deosebit de acută. Este faptul că am avut o descreștere economică în anul 2009 de circa 7,8%, am mai avut o descreștere economică în anul 2009 de încă 1,7%, iar acum dorim, probabil că vom ieși din ieșim din recesiune, vom ieși probabil acum. Deci după două perioade de creștere, două trimestre de creștere economică, putem vorbi de o ieșire ieșirea tehnică din recesiune. În trimestrul 1 al anului acesta, avem cu 1,7% în termen real mai mult decât față de trimestrul 4 anul trecut. Se constată că în această perioadă datoriile noastre au crescut foarte mult. Deci, după sursele, după agenții americane, noi stăm pe locul 2 după Grecia, cu aproximativ $788 pe locuitor a României. Deci, este un împrumut destul de masiv,
care nu își găsește justificarea, nu își găsește justificarea în creșterea eficienței economice. Problema în acest moment, eu gândesc altfel, că problema ținutului secuiesc este în momentul de față o problemă pusă fals. Este o problemă din punctul meu de vedere care abate atenția de la mersul firesc al lucrurilor. În acest moment, ținutul secuiesc, așa cum este el, și domnul general, sunt convins cu cunoștințele domniei sale, va sublinia acest lucru, n-a existat niciodată. Acest ținut secuiesc a fost reprezentat din mai multe ținuturi, așa numitele scaune, 7 scaune, în evul mediu, scaune care la un moment dat au format o zonă autonomă în cadrul unor structuri voievodale, în cadrul voievodatului Transilvaniei. Au fost, de fapt, secuii, nici nu s-au declarat. Este o teorie foarte interesantă și domnul general o să confirme și o să continue despre secui. Secuii nu sunt unguri. Secuii sunt un popor considerat că se trage din vechii cazari sau, a doua teorie, cazari care s-au aliat cu ungurii care veneau în nordul Mării Negre, spre Pusta Ungară, actuala zonă, sau că ar fi într-adevăr puni din rest ale vechilor puni care s-au stabilit în zona Panonii. Cert este că ei au reprezentat totdeauna un fel de ariegardă, un fel de aliați naturali ai trupelor militare ungurești. În Franz Iosef, maiul Franz Iosef, în anii 1700, dacă nu mă înșel, domnul general, 1761-1764, este acela care a format o serie de regimente românești, dar și 3 regimente secuiești. Foarte mulți secui și-au pierdut privilegiile, iar filmul Mihai Viteazul, despre care domnul general o să am vorbit și despre care știți și dumneavoastră, arată foarte clar ura față de Batorești, vă amintiți, tăierea lui Ștefan Andrei. Deci, ea arată ura față de Batorești a secuilor. De ce? Aceștia, familia Batoreștilor, le-a ridicat acestora privilegiile de care aveau nevoie. Și în momentul acela ei au căutat să-și găsească alte și alte oportunități. În vremea repere, venind la Franța, la zona austriacă, din perioada 1761-1764, foarte mulți dintre ei au emigrat. Au emigrat spre Moldova. A urmat perioada, la sfârșitul secolului trecut, foarte multe sate secuiești se vorbea românește. Nu secolul ăsta, lăsați-mă la secolul al XIX-lea. Se vorbea foarte românește și erau foarte multe nume secui. Practic putem, problema aceasta, deci practic din acest putere, odată cu Imperiul Dualist, Austro-Ungar, odată cu perioada aceasta în care Ungaria s-a găsit într-o formă dominantă în cadrul Imperiului Austriac și după, este perioada în care a apărut problema secuiască. Deci e o populație foarte neclară de acest punct de vedere. Revenim la problema noastră. În momentul de față, cele 3 județe care sunt, să zic, ținta, să zic, a discuțiilor noastre, reprezintă în momentul de față un teritoriu unde se găsesc 46% din etnicii maghiari, cum le spunem noi, care sunt calotori, da? Reprezintă 46% din etnicii maghiari, dar, vreau să vă spun, că această populație, această zonă este una dintre cele mai sărace ale istoriei noastre. Istoriei de cele mai sărace din teritoriul românesc. Există în momentul de față din pudere există conceptul de regionalizare europeană. Conceptul de regionalizare europeană este diferit de conceptul de autonomie. Regionalizarea presupune, de fapt, un anumit parteneriat între diferite regiuni, între diferite zone, chiar și județe, cum vrem să le spunem noi, pentru realizarea unor obiective comune. Mai mult, Uniunea Europeană nu ne obligă în acest moment să realizăm această reformă, această nouă reformă administrativă. De aici au ieșit o serie întreagă de, în unul de față, de controverse. Ca să fie mai facil, PDL-ul, Partidul de la Puterea, a încercat să creeze 8 mega județe. Aceste, evident, în replică, USL-ul a încercat să creeze 12 regiuni, dar atenție, nu transformate în județe.
o să mai multe județe ca să se găsească, să aibă o anumită forme apropiate ale produsului intern brut, apropiere între produsul intern brut, și care să aceste regiuni devenind un fel de zone de coordonare, zone de coordonare și nu zone care să, care să anuleze existența județelor. În replică, probabil că maghiarii au găsit, unguri au găsit, au și portița slabă, trebuie să recunoaște, trecută de fază, puterea depinde în bună măsură, depinde în bună măsură extensa puterii de votul lor, a găsit portița slabă și, într-adevăr, cere crearea altor regiuni. De exemplu, în cadrul propunerii celor 16 regiuni pe care le dorește Ungaria, le dorește UDMR-ul, de exemplu, Dobrogea se găsește deja integrală. Deci, Dreptul Constanța și Dobrogea formează o singură regiune. Mă rog, dar în ceea ce privește unești de cei trei regiuni. Acolo este o mare disparitate. Uitați că a revenit. Cam... O să iau mai ușor, numai cărțile. Gata. Ce a fost? În trecere cu roșu, cele cu albastru sunt continuile județe în România. Este vorba de Argeș, unde am avut, mulțumim creșterii economice județului Argeș, mai precis Daciei, mulțumim Nokiei, și aici datorită legătorilor cu Ungaria. Celelalte trei sunt zonele din zona aceea. Deci iată că din multe județe în 2010 încă au rămas în recesiune. Minusul înseamnă recesiune. Pe această bază avem cea mai mare inflație recent, ceea ce dintr-o dată ne scoate în evidență 8,5%. Uitați, aceasta este cea mai mare inflație din Uniunea Europeană. Deci ar trebui ca această creștere economică și austeritate să nu se, la, să nu se vadă inflație. Este austeritate, dar trebuie să avem inflație ridicată. Dar trebuie. Avem datorie externă, uitați-vă pe scadențe, am avut 92 de miliarde, din care datoria publică este cam 40 de miliarde. Aceasta este organizarea noastră, cum se găsește în prezent. O cunoaște, trec peste ea și aici, exact ce prevăd documentele Uniunii Europene. Statele membre sunt să schimbe, pot să schimbe structura administrativă, e problemă internă, cum v-ai spus, numai că trebuie să faci pe baza clasificare. Această clasificare, aici e o mare problemă, unde se întâmplă. Pe baza nomenclaturii unităților teritoriale pentru statistică. Avem, sunt mai multe nivele, 1, 2, 3. Nivelul 2 l-am acceptat noi. Deci trebuie să avem structuri între 500 de milioane și 3 milioane de locuitori. Nu înseamnă megajudețe. Înseamnă regiuni de dezvoltare care sunt diferite de județe. Asta este cea care, organizarea administrativ-teritorială astăzi, că avem deja 8 regiuni de dezvoltare. Le avem deja. Și aceste 8 regiuni de dezvoltare le vedem în această. Nu se confundă cu mega-județe. Avem, de exemplu, Constanța, sunt foarte bun prieten cu domnul Chiriță Storin, de la Idru, care este șeful polului economic al regiunii, se găsește la Constanța, polul tehnic se găsește la Brăila. Deci nu este, n-a nicio legătură cu județe. Organizarea propusă de PDL, aceste mega județe pe care le știm noi, practic este un an de zile la dispoziție. În acest an de zile, ce putem face mai întâi? Ne ocupăm de alegeri, ne ocupăm de creștere economică, creăm vânzoleală în sistem. A doua, aceasta este cea propusă de USL. Este în regiune, astăzi, cum vă spuneam, regiuni apropiate capii, repet, nu sunt mega-județe. Sunt mai multe județe. Noi ar trebui să fim regiunea, în concepția lor, Constanța, Ialomița, Călăraș și Giurgiu. Dar este o regiune. Județul Constanța. Județele rămân cu entitățile lor. Mai mult, atenție, trebuie să facă referendumul. Deci, Uniunea Europeană cere referendumuri pentru așa ceva. Da. Iată, în contextul regiunii UDMR-ului, acestea sunt PIB-urile și aceste târguri, ținutul secuiesc, pe care domnul general o să-l aducă cu multă bogăție de idei. Trec peste aceste elemente, vă spuneam mai devreme, secui, domnul general, îmi cer scuze de dumneavoastră, este punctul noastră, unde sunteți foarte puternic, și iată că, vă spuneam, perioada aceasta este o mică istorie despre unguri, rezultă că de aici ei nu sunt unguri. Sau ungarizat, să zicem, mai târziu.
Încă un lucru care scoate în evidență. Am extras de pe internet această ținutul secuiesc a fost recunoscut de domnul premier Boc în data de 21 aprilie 2010 prin hotărârea guvernului 402. Cum? Ceea ce privește stema comunei Ilieni, deci județul Covasna, și se spune clar că stema comunei se compune din mai multe elemente care le vedem aici. Borna de hotar se ridică faptul că localitatea se află la granița dintre Ținutul Secuiesc și Țara Bârsei. Este extras exact din anexa respectivă. Deci o recunoaștere implicită de către domnul premier Boc, s-o contrasemnat de domnul Vasile Blaga, la vârf respective. Recunoașterea ce? Recunoașteți unde se există. Dacă nu există, cum nu există. Vă rog să comentați. Eu vă rog să se comentați. Atare de numirea asta, am dat cu ce. Vă rog cum adori. Eu vă rog să comentați. Eu vă rog să se comentați. Dar după aceea, nu acum. Să comentați. Sigur. Iată că așa arată ținutul secuiesc, dacă ne uităm din punct de vedere al unor elemente economice. PIB-ul, vedeți, județul Mureș, nu întâmplător primarul Târgu Mureș a spus, iau pe lângă mine doi handicapați. Explorarea nu mi-a aparține, îmi cer scuze, dar nu mi-a aparține. Iată cei doi handicapați. PIB-ul are 10,69 miliarde de lei, are populația, vedeți, la 39, aproape 40% de etnici maghiari, atât din cealaltă două județe mai sărace sunt majoritare. 84,61, 73,81 etnici maghiari. Suprafața este cea pe care o vedeți aici, o serie de indicatori. Dacă pe țară salariul mediu de 1472 de lei, cele trei județe au 1254 are Mureșul, Harghita 1189, 1154. Rata șomajului, vedeți că este foarte ridicată la cele două județe, deci singure nu se formează o regiune în situația lor. Contribuții. Dacă Mureșul a dat 1.016.000 de lei, iată că a primit 781, iar ceilalți mai puțin, în timp ce celelalte două regiuni au primit, Harghita a primit mai mult înapoi decât a dat, observați și dumneavoastră, iar Covasna a primit tot ce a dat. Deci contribuția la buget, puteți spune că pe undeva singurul care a dat contribuții fără întoarcere, cu sume care au rămas la buget, este județul Mureș. Deci, iată, aceste trei regiuni la un loc este una, formează una de cele mai sărace zone ale țării. Așa cum a fost inclusă varianta USL-ului, ea era cuprinsă într-o zonă mai largă, uitare și regiuni mai bogate și se omogeniza. Repet, nu era vorba de mega județe. Iată câțiva pași pentru a obține autonomia locală. 1807, Consiliul Județean Covasna amplasează un platou, un parou de 18 metri pătrați. Marchează intrarea în ținutul secuiesc, recunoscută în 2010, prin acea ordonanță. 2008, Consiliul Național Secuiesc anunță un așa din referendum despre Târgul Secuiesc. Un chestionar făcut anterior, arăta că 99% din cetățenii României se opun autonomiei, dar s-a făcut un referendum neoficial la care au răspuns circa 200.000 de etnici. Deci aproximativ 30% din populația existentă în cele trei județe. Au răspuns da. În mai 2009, președintele Consiliului Național Secuiesc anunță că a obținut un cod SIC pe domeniul internet. Ce mai are vinovat? Ce arată? Vine la cuvântul latin securitas. Ar fi secuime. Deci, scoate în evidență încă un pas spre, să zic așa, popularizarea în lume a ideii de ținut secuiesc și odată cu aceasta a pregătirii pentru a recunoaște. În 2009, Consiliul Județean Harghiteni aprobă un proiect de hotărâre privind de asemenea steagului secuiesc care poate fi folosit numai la manifestări festive. Sunt pași care au fost urmați. 2011, asta este cea mai dură, s-a deschis reprezentanța Ținutului Secuiesc, și asta o știm cu toții, că este recentă, la Bruxelles. Iată că se încearcă individualizarea Ținutului Secuiesc și apropierea acestuia de Ungaria. Exprimarea aparține lui Iuliu Winkler. Este un reprezentant...
Ce înseamnă identificare regiuni? Uniunea Europeană ne pune la dispoziție criterii. Iată, definim unele regiuni. Permite identificarea problemelor teritoriale. Deci este un fenomen de durată și de analiză. Identificarea unor spații adecvate pentru tipuri de acțiuni, privind alocarea de fonduri, aplicarea diferenței taxelor, cooperare, parteneriate, să aibă la bază fundamentarea între în dezvoltare regională de specialiști, decidenți și cetățeni, deci referendumul, ce spune asta. Regiunea, definiție cuprinsă în documentele europene, este o parte din teritoriu delimitat pe criterii economice, administrative, geografice, sociale, culturale, istorice, care oferă o oarecare omogenitate și o particularizează în raport cu spațiul economic național. Ce înseamnă acest lucru? Hai să nu respingem ideea de regionalizare, pentru că este european. Dar trebuie să o gândim foarte atent. Este lucrul cel mai inadecvat acestui moment. Și am încheiat cu acest lucru din cartea lui Iov. Da, și am încheiat cu amintind de Leviatanul din cartea lui Iov, pe care știm cu toții, nu? Așa? În care sensul transformării organizatorului organizarea administrativă a țării merge către Leviatanul autoritarist. Leviatanul cel mai rău dintre monștri, există cartea lui Iov, în traducere modernă de la Hobbes și alți filozofi, este aceea de statul devine un monstru. Ideea de libertate absolută. Nu se compare, evident. Dar ce scoate în evidență că în modul de față se aplică un leviatan, deci noi, autoritarist. Deci, toată intervenția mea a avut ca scop să scoată în evidență că este probleme economice sunt de primă importanță în acest moment, iar cealaltă probleme necesită o mai mare gândire. Fondurile europene vin și cu actuala împărțire regionalizare. Mai departe... problema din punct de vedere al naționalului, al organizării statale, al istoriei acestor secuit care nu importă. Istoricii să ceartă pe apartenența lor, acolo undeva a fost scris pun. Ei, de fapt, unii din istorie spun că au fost avari, alții spun că au fost huni, într-o câmpie din nordul Maramureșului, un trib au rămas de vreo 4.000 de oameni pe care Ludovic I a colonizat aici, nu are importanță, apucăturile lor însă sunt de huni. Ați văzut ce au făcut la în decembriadă, ați văzut, sau o să vedeți, în decursul istoriei, au fost elementul de șoc, cei care au omorât 40.000 de români în Revoluția de la 1848. Și este o mini-populație manipulată de Budapest. Dacă nu vedem lucrurile, și de la început spun treaba ta, dacă nu vedem lucrurile de la vârf în jos, nu înțelegem nimic din toată afacerea cu acest domn, cu Secu. Înainte de toate, vreau să vă spun că am rămas cu totul surprins de această ambianță de la Constanța, această sală care este plină de sugestii și sentimentale și spirituale și naționale. E un mediu care te face să te întorci la românitatea esențială, adică biserică, tradiții, sentimente românești și așa mai departe. Faceți aici un act deosebit de cultură pe care țin să-l salut din toată inima, pentru că bat țara asta din nord până în sud și de la est la vest și de puține ori am întâlnit o asemenea ambianță cultural-spirituală. Și am să trec la subiect. Am văzut în ceva din geanta aia, pentru că detest vorbele goale
și că toate cărțile acestea social-politice, literatură, document, sunt bazate pe document. Ca dacă n-ar fi fost bazate pe document, de mult răposam undeva la o cruce creștinească. Ce s-a întâmplat cu Secuie așa? Ați văzut, vă mulțumesc foarte mult, a fost foarte interesant, foarte substanțial. Ce e cu Secuie așa? De ce a dus regiul Ungari ca să scape că toate populațiile mărginașe îi urmăreau pentru că unii au făcut ce au făcut și a sedentarizat aici în Cotul Carpaților ca să pădească, trecătorilor. Au un trecut militar foarte serios, erau organizații dată gentilică, comandanții erau aleși, aveau insemne militare, tobe de lemn, stindarde, erau foarte, foarte buni militari, Batorești au încercat să-i catolicizeze, s-au opus, au fost câteva răscoale prost organizate, principii din casa Batoria i-au persecutat, le-au luat toate drepturile și ne apropiem de anul bătăliei de la Călugăreni. Înainte de bătălia de la Călugăreni s-au răsculat, Secuii s-au răsculat, v-am spus foarte prost organizată, unii din șefii lor au fugit de pe câmpul de luptă și Batoreștii le-au luat absolut toate drepturile și însemnele. Tobele de lemn, steagurile și așa mai departe. Mihai Viteazu, prin informatorii și prin relațiile lui, știa exact ce se întâmplă acolo, în Secuime. Dumneavoastră, dacă vă mai aduceți aminte de la istorie, știți când a intrat Mihai Viteazu în Transilvania, că a intrat pe două direcții. Una pe Valea Olcului, cu Buzești, cu oștile oltenii și el cu oștile în Simbrie, a intrat pe la întorsura Buzăului. De ce? Pentru că acolo avea aliați de Secui. Secui care, nemulțumiți de ce s-a întâmplat în Ardealul în Principat, au trecut de partea lui Mihai Viteazu. Și vreau să vă spun că la Schellenberg, primele linii de infanterie au fost infanterie secuiască, care s-a luptat cu Andrei Batoriu, că la Miroslău, ariergarda a fost formată din secui și că s-au sacrificat până la ultimul om dând posibilitatea lui Mihai să plece de pe câmpul de luptă. S-a întâmplat după acest moment, mare moment Mihai Viteazu, s-a întâmplat această trecere spre Ungaria, spre Unguri, spre maghiarizare a secuilor. Să știți că represiunea după școala secuiască s-a terminat înfiorător. Au fost aduși comandouri călări ale nobilimii maghiare, au invadat satele secuiești, i-au adus căpetenile și pe cei care le-au incendiat de la Alba Iulia, din 3 noiembrie, este un document care atestă drept, le dă secuilor vechilor drepturi militare și îi împroprietărește și așa mai departe. Deci a fost un moment de înțelegere a secuilor, o înțelegere istorică a momentului. Și-au pierdut-o cu timpul și-au devenit vârful de lance al nobilimii maghiare. La 1848, de aici l-au spânzurat pe acum pe Avramiancu în piață, pentru că au ură viscerală împotriva lui Avramiancu. La 1848, divizia secuiască a fost cea care în majoritate a omorât cei 40.000 de români, au incendiat satele și așa mai departe. Acesta a fost unul din momentele în care și-au exprimat exact ceea ce sunt în realitate. A venit, hai să zicem, momentul
1848, Revoluția din Transilvania, au o ură viscerală. De ce? Pentru că revoluția lor, aia condusă de Coșu, francmason contemporan, a ieșuat datorită rezistenții românilor din Munții Apuseni. Iar Șabuna, care a fost mandatat de comunitățile românești și șesești să se ducă să vină aici la București și să ceară ajutorul rușilor ca să înăbușe așa zisa revoluție maghiară. Această scurtă, foarte scurtă și neîndemânatică prezentare istorică ne aduce la secuii contemporane. Urmașii lui Atila, pe lângă faptul că rememorează istoria relațiilor noastre cu Ungaria, felul cum au încercat să ne maghiarizeze în Transilvania, urmărește aproape pe minute lovitura de la Târgu Mureș, favorizată, din păcate, de domnul Iliescu și guvernul respectiv, când era atenționat din oră în oră, ia uite ce se întâmplă la Târgu Mureș, atunci nu o lăsați că... De ce? Pentru că în decembriadă ajutorul masiv dat de Ungaria, aliată cu Uniunea Sovietică, cu Rusia, au acționat împreună, știți foarte bine, suntem foarte mulți militari, cu ținte false, cu tot războiul ăsta electronic care a avut loc și Harpa, Gheza Harpa, sau nu știu cum mai va chema pe președintele Ungariei de atunci, a spus la Revoluția din România a curs și foarte mult sânge în Bureș. De ce? Pentru că la Timișoara elementele de șoc au fost cele în Bureș, erau comandouri în Bureș și reacția noastră a fost dură la un moment dat și sigur că au murit, dar au dispărut morții. La Timișoara, că vă duceți la cimitirul eroilor, veți vedea o serie de cruci, de cruci fără nume. Aia sunt, făceau parte din comandourile ungurești care au acționat la Timișoara. Să ne oprim puțin la acest moment. Trebuie să vedem deasupra Budapesta. Budapesta istorică, care de la Trianon până la zi nu face altceva decât politică antiromânească și revendicativă. Eu am să vă citesc așa fragmentat, să vedeți cam ce, cum gândesc și cum acționează domnii ăștia și cum ne consideră pe noi. Un Ferenc Petin, deputat în Parlamentul Ungariei, a dezvoltat argumentul la ședința din 30 ianuarie 1833, după care legile nu trebuie traduse în limba rusă și valahă, fiindcă aceste nații abia se deosebesc de dobitoace. Nu o spun eu, o spune un deputat. Deci asta este privirea oficialității maghiare, care nu s-a schimbat atunci cu nimic, ca să știu. Din declarația, asta e dinainte, deci de o mare audiență. Dintr-o declarație a comtului Deneș Esterházy. În Transilvania, numai maghiarul poate fi considerat om, iar cu valahii nu poți și nu trebuie să te porți altfel decât cu dobitoace. Raul Șorban a fost un mare patriot român care a salvat evrei în timpul celui de-al doilea război mondial, a organizat om de artă, pictor, a organizat o rețea la Cluj,
care scotea evreii fugiți din Ungaria, să fim atenți, fugiți din Ungaria, îi scotea și îi aducea în țara românească. Iar Antonescu le dădea pașapoarte, dar dumneavoastră aveți aici un specialist, pe comandorul Damaschin, care a scris o foarte interesantă carte despre felul cum Antonescu a ordonat ca marina comercială să scoată din țară evrei care emigrau spre Palestina, unde nu i-au primit tovarășii noștri engleși. Nu i-au primit. Și au trebuit să recurgă la o seamă de artificii, n-a să ieșuieze vaporul pe coasta Turcii ca să-i salveze și conform legilor internaționale românice la legile astea marinării și să-i le dea adăpost și să-i dar paranteza nu este inutilă pentru că s-a întors recunoștința așa cum știm pe Horthy, care i-a trimis la Auschwitz și care i-a luat din Transilvania și sub niște... Până și nemții s-au îngrozit de felul cum s-au purtat jandarmii maghiari cu evreimea pe care a ridicat-o. Lui Horthy s-au făcut funerarii naționale, așa a fost adus, ăsta-i poporul. Pe Antonescu l-au împușcat ca pe un câine, cu niște analfabeți care nu știau nici să țină arma în mână și l-au chinuit, au tras în el, fără să-l lovească mortal. A fost ars, nu știm unde e trupul Antonescu, așa. Pe mareșalul finlandez are statuie ecvestră în capitala țării. Ăștia, asta e o diferență de mentalitate a popoarelor respective. Ei au și abstinării, noi avem puțin mai slăbuță, mai debilă, mai trebuie niște casete ca să putem ține drept. Trecem de momentul 1918, când secuii au fost elementele cele mai ticăloase în retragere, atunci au pus statele, atunci au ars oamenii de vii, ăia de la Mărișel și așa mai departe. Adică menajamentele astea tot timpul ne dăm de după colț, să nu spunem adevărul, că îi jignim, că îi supărăm, că asta e o veche politică care ne-a dus unde ne-a dus. Și ajungem între cele două războaie. Între cele două războaie și-au făcut partide politice, au dus-o bine, au fost în Parlament și așa mai departe, dar atunci siguranța națională nu prea dormea în cizme și atunci când mișcau un front, îi mai apuca și mai zgâlția puțin și își reveneau la realitate. Hai să trecem după invazia sovietică în România. Se face ținutul ăsta autonom, da? Maghiar. Regiunea autonomă maghiar. Se face regiunea asta. Toți hortiștii, toți aia care ne-au chinuit, toți aia care au fost în cizmele lui Horthy, au sărit din coace în cizme sovietice. Și au devenit mari torționari ai poliției și ai securității. În ținutul ăsta, autonom, au început să maghiarizeze numele românilor până și în cimitire. Au dermat bisericile, vă rog să căutați și să găsiți cartea editată acum, de curând, mă rog, de vreo 10 ani, de Tinu de la Adevărul, bisericile din Harghita și Covasna în pericol. Deci,
ce-au dărmat portiștii, un grup invadatori, desăvârșit ei. Au terminat cu bisericile românești din... A fost și un articol de lege, să nu se mai construiască în stil bizantin, adică cu pole. Nici acasă n-avea voie să faci o cupolă pentru că îți interzicea legea. Nu, asta România, România. Asta, ce a făcut și ce face domnul Tökes și ce fac domnii contemporan nou? Pe care domnul Bot îi ține cum îi ține și îi gâdilă tot timpul la orgoliu. Deci, Horthy ce-a făcut? Am luat în zona aceasta, de unde? Până aici, da? Aici. Sunt maghiari puțin, foarte puțini în comparație cu noi. Ce-a făcut? A colonizat 400.000 de unguri din Ungaria. I-a luat în Ungaria și a adus aici. Și a să schimbe, asta e obsesia lor de veacuri. Raportul demografic între noi și ei. I-a adus aici. I-a colonizat aici și teoreticienii lor, că ei gândesc și sunt patrioți. Și numai că sunt patrioți, dar gândesc în perspectiva istoriei de 100 de ani. Noi ne chitibușărim de la o alegere la alta. Pe cine să punem prim ministru sau ce naiba sunt ei acolo, cea mai departe. Ce le-a trecut în cap? Și o să vă citesc ce spun primul ministru. Să reia dictatul de la Viena. Adică și Tökes și acum, aceeași cântare cântă, să facă un coridor de aici până la Secuimie, în care să treacă, care să unească cu Ungaria. Încă o dată, dacă primim problema secuiască ruptă de contextul european și ruptă de politica Ungariei, nu înțelegem nimic. Politica Ungariei istorică, indiferent de partid, indiferent de comuniști, indiferent de capitaliști, naiba mai sunt ei acolo, este realipirea Transilvaniei și toate partidele merg pe această linie externă. Reabilitarea Transilvaniei la Ungaria, refacerea Imperiului Regatului Sfântului Ștefan. Au aceeași probleme și cu sârbii și cu croații. Și cu slovacii, da. Nu cu croații, că croații a ajutat cu armament. Și prea Sfântul Paul al II-lea, Ion Paul al II-lea, nu? Postul pe care l-au beatificat acum, care a fost principalul agitator al conflictelor interetnice din Balcani și care i-a ajutat cu un miliard și nu știu cât pe croați și pe bosniaci ca să facă ce au făcut barbariile care s-au și la un moment dat îi spune lui Butos Bali sau cum îl chema, așa îi spune Dumnezeul meu ce-am făcut. Foarte frumos, după ce ai făcut, ce ai făcut, să te rogi lui Dumnezeu să te ierte. Dar el era mare maestru al lojii Opus Dei, așa că nu se pune problema. Am ajuns la momentul, trecem de momentul dintre cele două războaie mondiale, când și-au organizat în niște grupări de comandă, pe care poliția noastră le-a descoperit. Care era baza umană? Preoțimea romano-catolică și protestantă. Au fost grupări din acestea descoperite la Oradea, în cimitire puse arme, la Satul Mare au avut o episcopie sau așa ceva. În cavouri erau arme, erau aparate de radio, au încercat niște asasinate politice, au omorât un nenorocit de primar de prin Arad. Au talentul acesta de a organiza zeci de organizații paramilitare. Asta e pasiunea lor,
istorică. La Timișoara, ei au sunat, ei au pus rândile la celilele tancurilor și așa mai departe, ei nu le-au pus Ioniță de la fabrica Tehnologului Copilor. Erau specialiști în treburi de natea. Ei au lovit cu securea în capul soldatului care a ieșit din durere și așa mai departe. Deci, au organizat, era la Seger, un centru de contrainformații, în cartea urmașii lui Atila sunt nominalizați toți organizațiile, cine i-a condus și așa mai departe, se instruiau la Budapesta, pe insula Cetel, acolo îi instruia, veneau aici și făceau, făceau aceste pregătiri. Au fost depistați, au fost arestați și au, au devenit mari luptători naționaliști în istoriografia contemporană. Ce s-a întâmplat la după, în timpul regimului? Podere, hai să vă o anecdotă adevărată, nu o anecdotă. O delegație de la Uniunii Scriitorilor, în care făceam parte, trebuia să mergem pe urmele armatei române dezrobitoare în Transilvania. Da? Am ajuns la Brașov și trebuia să plecăm. La ora fixă trebuia să plecăm să ajungem la Sfântul Gheorghe. Chiar acolo să urmăm pe vânătorii de munte pe traiectul lor de luptă. Dom'le, să faci o oră, să faci două, ne țin pe loc. De ce ne țineți noi, fraților? Avem program. Stați liniștiți, nu știu. Ce s-a întâmplat? La Sfântul Gheorghe, o echipă a pus o bombă sub calul lui Mihai Viteazul. Acolo e o statuie grevesta lui Mihai, înconjurat de soldate, și așa mai departe. A explodat bomba înainte de termen și au omorât câteva o secuică cu copilul și încă vreo doi de ei. Au ei talentul ăsta. Când am ajuns acolo, am aflat care este adevărul. Deci, ia uitați-vă, în plin regim socialist, să-i zicem, care îi țineau în brațe, aveau organizații politică și așa mai departe, cu ce se ocupau dumneavoastră? Trecem peste momentul Vasile Luca, nu trecem. Ce au făcut prima dată, când au pus mâna pe putere? Ia să vă uitați dumneavoastră pe unioniștii de la 1918. Din Bucovina, din Basarabia și din Transilvania. Toți au fost prinși și băgați la închisoare. Unde au fost exterminați în proporție, nu numai unioniștii politici, să spunem Maniu, să spunem Gregorovi din Bucovina, să spunem Inculețul, și toți scriitorii istoricii care au militat pentru România Mare. NKVD-ul avea listele cu oamenii, au fost arestați, bagiocoriți. Cine erau gardienii acestor închisori de la Siget, celebrele închisori? Cine erau? Erau unguri, foșortiști. Știau precis lecția. I-au băgat și cine mai știe acum pe unde e Iuliu Maniu, care foasele lui Maniu, care... Deci, au folosit rușii, i-au folosit exact cum vor să-i folosească occidentale astăzi, ca vârf de lance împotriva majorității. Vasile Luca, Luca Laslo, este secuit. A fost secuit. Din toată echipa asta iudeo-maghiară care a condus România un timp, este singurul care a murit în închisoare. Ceilalți au scăpat. Burăhtescovici. Teoharii Georgescu, nu? Care a fost ministru de interne, care a făcut și a făcut. Așa. Chișinevski, alt pseudonim. Cine a condus securitatea? Pantiușa și el tot de origine, de aceeași origine, de la Tiraspol. Iuba Chișinevski, care Chișinevski, că era Chișinovski și era legătoare de cărți. Iată cine a fost, cine a alcătuit vârful care ne-a exterminat vreme de 20 de ani.
care a terminat intelectualitatea românească, ofițerimea de primul rang și așa mai departe. Deci, iată-i pe ei, prinzând un moment istoric favorabil, în care s-au răzbunat și în care au încercat să autonomizeze ăsta, Vasile Luca, Luca Lasu ăsta, a fost descoperit de securitate în legătură cu Cadar, care voiau să facă exact ce vă spun acum, acest coridor care să unească secuimea cu Ungar. Cam un moment Ceaușescu. Toată lumea, Ceaușescu, îl fluierăm post-mortem. Mâine până o să-l plângem. Asta e obiceiul nostru. Întâi îl omorâm și formă îi plângem. În preajma decembrie, în iunie, mi se pare, o cercetare de luptă ungurească, compusă din nu știu câte tancuri, 12 tancuri, au trecut granița în aproape două rate. Acolo știți că e foarte puțin, 12 km în sărtare sau cam 14 km. Au trecut. Reacția noastră a fost foarte promptă, știți că aveam armele acelea cu străiștile dirijate, nu? Și i-a terminat și i-a terminat acasă, în chip de porumbei. Asta a fost prima tentativă. A doua tentativă, știți că a fost o întâlnire mare la București, când a venit Gorbaciov. Și președintele Ungarii, am text aici, nu mai stau să vi-l citesc, pentru că vă rog să mă credeți pe cuvânt, să luați cărțile să le citiți, i-a spus clar, vrem Transilvania, dacă nu internaționalizăm problema Transilvaniei. Ăsta s-a împotrivit. Iugoslavii, prietenii noștri, dulcii noștri prieteni, pe care i-am ajutat tot timpul. L-au chemat, știți că s-au dus la Timișoara, și au avut o discuție, au vrut Banatul, era totul concertat, nu după Malta, au vrut Banatul care nu le aparține niciodată. Decât au avut niște popi, sârbi, acolo în Banat. Populație neînsemnată. Acesta este momentul dramatic al decembriadei. După decembriadă, după lovitura de stat imediat, am început în carte să... Ăsta e realitatea, asta spuneau ei, acum ori niciodată. Știți ce au făcut la Târgu Mureș, știți ce au făcut în Carnit, acum le-a tăiat capul, le-a pus oșterilor noștri un tobolan în gură, la apucături de huni contemporani, n-am niciun menajament față de această populație care nu înțelege de 1000 de ani unde stă, de ce stă aici și care e viitorul ei. Deci, domnul Iliescu e aici în cartea asta, pe minute, ce s-a întâmplat la Târgu Mureș, cine a acționat, cum a acționat, care au fost vârfurile agitatorice, cum au încercat, a încercat să-i aducă pe secui. Iliescu i-a lăsat să fiarbă în zeama lor, să vadă unde să alege. Câștigă românii, câștigă ei. Și atunci, mă rog, i-a lăsat, vă rog să mă iertați cei care sunteți adepții domnului Iliescu, eu vin cu argumentele istoriei. I-a lăsat până când s-au dus un avocat, Ernest Gheza, sau nu știu cum îl cheamă, s-a dus în secuime să aducă secui. Ei au pus mâna pe mila astea, primările, ce erau atunci, nu știu cum se numeau, au pus mâna pe ele și Toandraș, colegul meu, confratele meu, un evreu ungur, mai ungur decât toți ungurii din istoria Ungariei, așa, el a fost cel care a agitat acolo spiritele, s-a dus să-i aducă pe secui. Au avut oameni de bun simț, nu putem generaliza, care au spus, păi unde vă duceți? Stați, potoliți acasă, bine că am intervenit și poliția. Oricum, nu au venit secuii, cum au așteptau cei de la Târgu Mureș. Știți cum s-a organizat, cum le-a dat drumul Iliescu să intre 10.000 de unguri
cu steaguri, cu lozinci antiromânești, cu tot antam au încercat o lovitură la satul mare, dar românii i-au aplicat o corecție și au fugit satul mare 12 km de graniță și au, sau ce, astea au fost diversiunile ca să acționeze la Târgu Mureș. El nu le-a reușit, tot din cauza nu autorităților, din cauza populației românești, care a apărat și tatuia lui Avramianu și care, mă rog, când s-au încins lucrurile, au chemat parașutiștii și au făcut ordine în țară. A trecut momentul ăsta dramatic, acum ori niciodată. Și atunci, foarte inteligenți și foarte bine instruiți, pentru că au agenți de influență care vin, circulă, n-ar văzut președintele lor, cum îi primești? Îl primesc la însecuime cu steaguri ungurești, le fac arcuri de triumf, parcă ar fi exact ce spune declarația de la Budapesta, Ardealul ținut complementar Ungariei. Autoritățile noastre, cum spunea dumneavoastră, ca să le cerșească voturile, sunt totuși 7% sau așa, să le cerșească voturile, închid ochii și ei, politica, când au văzut că nu reușesc în forță, politica pașilor mărunți. Și ați văzut dreptul. Au împărțit învățământul, au împărțit sănătatea, au nimicit și au obstrucționat biserica. Mă rog că avem acolo un preot de mare, mare, mare valoare spirituală și rezistență rumească, episcopul Ioan, mi se pare seama, Topliței. Așa. Cum vă explicați dumneavoastră că după decembriadă niciun șef de stat român până la președintele Băsescu n-a fost în regiunea asta? Cum vă explicați că pun miniștrii maghiari la cultură, la cultură, domnule, ceea ce rămâne, că nu ciuruburile și astea, sigur, asta e economia, din asta trăim, dar ceea ce rămâne, ceea ce e veșnic, e cultură. Domnul ministru contemporan ăsta, care e acum, alocă fonduri organizațiilor ungurești din Covasna și Harghita, iar organizațiilor românești niciun leu. Ăștia trebuie să se autogestioneze din cerșeală. Ați văzut ce se întâmplă în sănătate. Deci două ministere cheie pentru supraviețuirea românilor, cultura și medicina, da, așa, sunt... A mai fost unul, până când l-au prins că e trădător, dar ați văzut un proces, ați văzut? Aia, dacă vă citiți urmașii lui Atila, o să vedeți că în timpul evenimentelor de la Târgu Mureș, comandanții aveau o lumânare mai mare, pe grade aveau lumânările și să-și ia ăla care cu lumânarea mare, ăla e comandantul, la el se referă. Adică sunt foarte ingenioși. La tricolorul lor în genunche sărută tricolorul, adică manifestări din acestea, să te ferească Dumnezeu, să te pună diavolul să săruți tricolorul român. Ei au cultul ăsta al naționalului și le exercită, bravo lor, cinste lor, că își duc mai departe aceste toate. Pe mine vă rog să mă scuzați, am terminat. O întâlnire de asta este eficientă în momentul în care se naște un polidialog, nu ăsta de la aici, de la masă, care își pune lecția dacă o pune sau nu o pune bine, dar un polidialog. Și încă ceva. Plângem unii pe umerii altora, dar nu facem nimic. Unde este partidul politic care poate să ridice standardul spiritual al acestei națiuni și să o întoarcă la ea însă? Care este? Spuneți-mi și mie. Sunt liberă să vorbim la să poată. Tot dumneavoastră sunteți cei ea. Nu s-a născut în fostul partid regional. Mă înscriu imediat în ea.
care este capul politic care gândește istoria românilor în perspectiva ei? Care este doctrina care ne adună împreună și care ne face dintr-o masă risipită o forță? Spuneți-mi o și mie și aș pleca de la Constanța, am îmbogățit spiritual. Așa. Care sunt mijloacele mass media pe care le folosim ca să ținem treaz în noi românitatea primordială? Care este? Posturile oficiale de televiziune și de radio care au extirpat tot ce este de la muzică până la mesaj muzical, până la mesajul verbal, nu se întâmplă în nicio parte, din nicio țară din Europa, ce se întâmplă în noi. De vină suntem noi și regimul trecut, care, tocmai vorbeam cu domnul, hai să-i spun, sâmbure spirituală al acestei întâlniri, care este modul de a ne aglutina, de a ne face noi înșine. Regimul trecut a băgat spaima socială în generațiile care au crescut atunci. Noi ăștia mai bătrâni, care am apucat alte timpuri, înainte de război, și am fost crescuți într-o altă școală naționalistă. Asta e adevărat. O școală naționalistă. Eu am făcut armată, școala militară, sub influența nemțească, disciplină nemțească, mă rog, armament nemțesc, avioane nemțești și așa mai departe. Care, unde, ce fel? Spuneți-mi și mie. Noi suntem trecuți. Și regimul trecut care... Dom'le, spaima asta socială, au loc. Mi se întâmplă nu știu ce. Când am armat, cu asta termin, când am armat expedițiile mele pe mare, armata mi-a dat un ajutor substanțial. Nu existau, pentru ea schimb absolut niciun fel de facilități. Am spart niște ziduri cumplite. Și mi-a dat un comandor de marină din Marele Stat, din statul major al marinei de la București. Comandorul Ionescu, așa-l chema. Un băiat foarte frumos. Și mă duceam la el ca să-mi dea pută de salvare și eu ce-mi trebuie acolo mie pe, ca să saturez iahtul când plecam pe mare. Și îl văd într-o zi foarte agitat așa. Ce se întâmplă, domnule? Fug de răspundere. Fug de răspundere. Așa. Am fugit de răspundere și acum culegem roade. Așa suntem. Îmi pare rău. Nu sunt absolut deloc dezarmat, pentru că am avut întâlniri cu tineretul și am plecat remontat spiritual. Avem un tineret de minune, nu numai foarte bine pregătit, că pune ăștia mâna pe el și îl folosește ei, asta e una din problemele grave ale contemporaneității, dar patrioți, conștienți de tot ce s-a întâmplat. Și gândul la acest tineri mă face să stau nopțile și zilele, să caut documente ca să demonstrez ceea ce demonstrez în cărțile politice, că noi suntem ceea ce suntem cu adevărat. Vă mulțumesc pentru că m-ați suportat atâta timp și am aici niște documente din Arhiva Națională de la Sibiu, în care Sași, primarul Sibiului, un sas, foarte deștept, foarte bun organizator, l-au ales români, că nu l-a ales nimeni, foarte, a făcut în Sibiu un oraș minune, dar domnul Saș, în momentul dramatic, 1600-1601, prin aceste trei documente, sunt, v-am rugat, așa să le spuneți așa,
îi cheamă pe secui la răscoală împotriva lui Mihai Viteazu. Sunt succesive. În trei zile consecutiv, scrisori trimise secuilor. Secuii nu aveau. Nu i-au ascultat. Au rămas acasă la ei și nu au participat la Dobrâla Mihai Viteazu, care a fost rodul nemeșimii Mureși de atâta vreme, de pe acea vreme. Îmi pare foarte rău că am fost puțin desfrânat, dar sper să fi înțeles problema în mare și să rezultatele rămân între noi. Suntem simpatici, ne vedem unii cu alții, venim, ne întâlnim, ne batem pe umăr și cu asta. Nu e așa. Așa e că nu e așa? Nu e suficient. Asta voiam să știu, nu este așa. O problemă care apare, dacă părinte, domnul general, ce constat eu? Deci, în ultimă, într-adevăr, avem multe provocări europene și multe lucruri corecte. Deci, cum e acesta cu regularizarea și autonomia, ținutului secuiesc? Probleme absolut distincte. Însă, noi aplicăm, ca de obicei, din motive electorale, și asta este adevărul, din motive electorale, aplicăm teoria fobelor fără fond. Scoatem o problemă cu ideea corectă și o aplicăm oportun, în ghilimele, în funcție de interesele noastre. Deci, partea bună, totuși, la tot ce se întâmplă, este faptul că oameni ca dumneavoastră și alții vin și rememorăm, revocăm probleme din istoria noastră, care pe undeva sunt uitate sub tăvălugul ăsta al atâtor diversiuni, ca până acum se rândesc. Deci, din punctul meu de vedere, a fost o mare plăcere să vă aud. Multe ne mai cunoșteam și eu, dar nu l-am legat niciodată cum le-ați dat de asta. Nu l-am legat. Și, din punctul de vedere, cred că este de bun augur astfel dialog. Pentru că se leagă idei, înțelegem idei și propuneam și domnului patronul spiritual, cum mai spuneam, mai putem să facem niște elemente de acestea. Societatea civilă în control. Sau teoria formelor fără... teoria lui Maiorescu în contemporaneitate și mai departe. Pentru că am observat, repet încă o dată, este această idee. Multe lucruri care sunt aruncate în etern sunt corecte. Noi nu putem să negăm ideea de necesitate de reformă administrativă. Nu putem nega. Ce spune domnul președinte și domnul Boc e perfect adevărat. Numai că nu știu cum Dumnezeu le aruncă niște contexte și niște perioade. Nu știu cum Dumnezeu le aruncă, într-o perioadă, într-o asemenea manieră, încât parcă servesc altor tipuri de interese decât cele care sunt declamate și care apar la zona vizibilă. Dar să nu credeți că este extraordinară. Gândite bine. E o dimensiune de aici. Părere aveți dumneavoastră de euroregiunea Carpatoc-Tisa. Da, știu de această idee. Este să regiuni transfrontaliere. Aceste regiuni transfrontaliere, în viziune europeană, și care este ideea? Ideea aparent corectă. Ideea de folosire mai bună, ideea aparent corectă. Ideea de folosire mai bună a faptului de producție, a capitalului, a forții de muncă din această zonă. Problema este că restricțiile europene nu pun problema de parteneriat. Regiunea asta nu înseamnă unificare, nu înseamnă contaminare, ca să zicem, viciere culturală. Înseamnă numai parteneriat. Cum este și cu subsidiaritate? Deci subsidiaritate ce înseamnă? Pe mine zonă, mă lași să-mi rezolv eu probleme comunității, tu stat, mă lași pe mine să rezolv problemele, iar eu la nevoie te solicit. Și tu stat trebuie să mă ajuți. Deci asta este ideea, ideea este corect. Dacă este contaminarea interioară culturală, regret, asta ne aparține nouă cultură permeabilă. Deci ungurii trebuie să recunoaștem. Au o cultură, un nucleu dur, pronunțat al culturii. Trebuie să-i admirăm. Noi de ce nu avem? De ce? Pentru că nu mai se fac educație. De ce nu mai fac educație? Nu să-i admirăm, hai să-i admirăm. Nu l-ați înțeles, doamnă, ați înțeles ideea. Îi admirăm pentru că își respectă. Nu, de ce îi admirăm? Ce să-ți? Și deci îi admit? Iar e pentru că ei își pun, nu știu dacă l-ați ideea. Știu să-și respecte, știu să se apere. Îi admir. Dar noi de ce nu ne mișcăm în același sens? E o acuzația noastră. Ne aparține nouă vie. Ne aparține, dar cât ne mai acuzăm,
Și cum plecăm liniștiți? Pentru că nu plecăm. Pentru că sunt alegeri, nu vreau să politizez aici. Sunt alegeri, avem posibilitatea să alegem, avem posibilitatea să fim societate civilă, avem posibilitatea să fim civilă. Păi să coaguleze cineva odată, să coaguleze cineva toată. Domnule general, ați făcut o expunere corectă. Să vă întreb să clarificăm problema. Ce să se cuie, domnule, la origine? Nu sunt urmați. Nu, ce sunt la origine? Ne-ați verificat asupra originilor, putem să gândim și să înțelegem fenomenul cu care ne confruntăm. Sunteți de acord cu mine, domnule general? Deci, ce sunt ei la origine? Ce sunt ei la origine? Asta este întrebarea. Asta e o chestiune. Și a doua problemă, cu scuzele de rigoare, dar sunt destrăitor intens al evenimentului, vă rugați să reflectați asupra modului în care s-au comportat organele de stat pe timpul 44-89. Pentru că au fost două perioade distincte, părerea umilă a subsemnatului. Dacă dumneavoastră o înțelegeți așa, înseamnă că e bine. Dacă o înțelegem altcumva, trebuie să mai avem un dialog. Tet-a-tet sau cum vreți dumneavoastră. Vă mulțumesc, scuzele de rigoare. De ce scuze? În public. Nu în public, sigur. Știți ce se întâmplă? Am să vă rog să citiți România, Românii și Comunismul. Este o replică la așa zisul raport Tismenitski-Tismeneanu, care spune lucrurilor pe nume și care demonstrează ceea ce dumneavoastră mă întrebați pe mine. Este o carte, deci document, nu o discuție amicală care se poate pierde, o carte care rămâne ca un document al unor realități. Noi suntem copărtași la această perioadă, nu? Și în bune și în rele. Am suportat, dar am și creat. Gândiți-vă numai ce a făcut armata în perioada asta. Eu sunt unul care am suportat rigorile regimului. Rigori dure, la început, când eu am spus teroarea, aici un capitol întreg, care scrie așa, titlul, teroarea iudeo-maghiară comintern-istă. Clar, e un capitol care demonstrează ce înseamnă această teroare pentru poporul român, unde a condus. Sigur că s-a creat România modernă, cu sacrificiile care s-au făcut, pe care au vândut-o prietenii. Vă rog! De după 89. Adică de după 89. Care au vândut-o prietenii noștri de după 89. Asta. M-ați făcut să trăiesc cu emoții în momente la care am fost contemporan. Ați vorbit despre educația care se făcea odată. Când în 1940, elevă în clasa întâi de liceul Alba Iulia, orchestră cântând la arme, cei din sânge și de lege, am luat tot publicul din sala teatrului și ne-am încoronat și ne-am dus în societate la liceul ăla, mai lat. A fost un eveniment extraordinar, fiindcă a fost prilejuit de cedarea Ardealului. Asta a fost doar ca să-mi exprim emoția. Pentru că și vocea mi s-a uscat din cauza asta, pentru că am fost contemporan după aceea la toate evenimentele, până în vai de zilele noastre. Acum, eu vreau să vin numai cu o precizare din natura, hai să zicem, științifică. Eu nu pot ignora faptul că filozoful român, academician, fost ministru, parlamentar, Petre Negulescu a scris și celebra carte Partidele politice, în care atrage atenția în 1926 să nu se permită înființarea partidelor cu caracter etnic, pentru că ele sunt reprezintă factori de distrugere a unității naționale, lucru neluat în seamă niciodată nici de politicieni dinainte de
în perioada interbelică și cu atât mai mult în perioada de astăzi, când sunt convins că niciun politician de-al nostru cu pretenții de parlamentar n-a citit această carte. Și făcea... Nu e singura lor lipsă culturală. Bine, azi mai și aș fi vrut tare mult ca în orice împrejurare să nu fi uitat Negulescu și să facă apel la această lucrare. Și preciza ceea ce era și mai important. Nu numai să nu se permite existența ființelor lor, dar în niciun caz să nu se permită ajungerea la guvernare. Democratii nu putem. Eu sunt din Ministerul de Interne. Ați remarcat un lucru deosebit, și anume că tineretul de astăzi este foarte patriot. Am fost în urmă cu aproape o lună de zile cu un grup de copii de etnii diferite, dar toți cetățeni români, inclusiv turci, până și am vizitat Parlamentul României. Vă raportez sincer că aveam și textul, am distribuit textul Treceți Batalioane Române Carpații tuturor copiilor din mașină, iar părerea lor ulterioară, în afară de faptul că au cântat, părerea lor ulterioară a fost că această excursie a reprezentat un moment de patriotism deosebit. În acest sens, cred că ar fi oportun să și facem ceva, nu numai să vorbim, în contextul celor spuse de dumneavoastră, ar trebui ca să noi, ca ofițeri în rezervă, să ne implicăm mai mult în educația copiilor, chiar prin aceste manifestări de vizitare a unor edificii istorice pe plan local și chiar național, cu sprijinul celor care au posibilitatea financiară. Și tot ca o idee ar fi aceea ca acest timp care îl avem în momentul de față, Deșteaptă-te române, eu consider că este desuiet, mai ales că se referă din somnul cel de moarte în care te adâncire barbarii de tiran, incluzând în acest context și pe unguri. Cred că mult mai potrivit ar fi pentru momentul actual să spunem Treceți Batalioane Române Carpații, iar acolo eu am fost elev care lucrat într-o instituție de învățământ care au spus că peste ei morți vor trece ungurii ca să facă ceea ce și-au propus. Vă mulțumesc! Ce spuneți dumneavoastră? V-am spus că în sat la mine acolo este o instituție superioară de învățământ al seriei. A fost o școală de securitate pe vreme, înainte de Hristos. Imnul cu care începe fiecare manifestare acolo este Treceți Batalioane Române Carpații. La toate manifestările publice, imnul cu care începe manifestarea este acesta. Dumneavoastră ați vorbit de societatea civilă. Societatea noastră civilă, în afară de rarisime exemple, nu se implică cum s-a implicat între cele înainte de 1918. Avem societatea Abrahamiană. Avem cultul eroilor. Hai să vă spun ce face. Că te îngrozești. Cultul eroilor. Eu stau lângă Călugăreni și lângă Comana. Comana a fost în 1916, toamna, bătălia de pe Neajlo, când am venit eu acum 40 de ani la Grădiștea și mă duceam la Comana, să știți că erau straturi de oseminte, cum îngropaseră atunci, imediat după luptă, pe soldații noștri, erau milițieni, armament prost și așa mai departe, știți catastrofa de pe Neajlo, bulgare au venit atunci cu nemții, erau osemintele leproa. Am luat și eu câteva și le-am îngropat în fața casei să nu uit. A venit un domn colonel de acum. Staretul de la Comana a refăcut, era un mauzoleu acolo, un osoar, unde erau îngropați, osemintele luptătorilor de pe Neagru. Câte ori, cu sublocotenem, cu locotenem, cu capitan cel mai departe, soldat. A venit, era în paragină, ploua acolo pe el, cu mizerie. Staretul l-a refăcut, l-a acoperit și l-a refăcut, l-a pus la dispoziția vizitatorilor. Vine un colonel de la Curtul Eroilor și spune, doamne, ce-i cu lumea de aici? Asta ne aparține nouă. Păi
vine, bine, bine, băi, dar de 60 de ani, băi, n-ați făcut nimic. Uite, am făcut eu treaba asta. Nu, domne, aici sunt, fiți atenți aici, domnilor și doamnelor, era, sunt osemintele soldat, le-a spus, aici sunt osemintele celor care au murit în bătălia pe aia. Și ale, domne, și aruncă-le în neflu. Domne, să nu scoți pistolul, să-l puși. I-a făcut plângere penală și a avut proces pentru chestia asta, starețul de la comandă. Este posibil colonel al armatei române. Să pui, iau oasele soldaților care au murit acolo și așa. A zis colonel, dacă-mi permiteți, domnule, eu sunt președintele Cultului Asociației Naționale Cultului Roiul la Constant. Există și oficiul național și cel care a făcut treaba aceasta este de la oficiul național, care era în subordinea guvernului și acum este în subordinea Ministerului Apărării Naționale. Și foarte mulți din cei din conducerea oficiului național, cei care au fondurile și trebuie, au o atitudine foarte arogantă în rezolvarea problemelor de suflet ale pentru cinstirea eroilor neamului. Au interese foarte mari să se ducă afară, să activități internaționale, dar foarte puțin pe, în teritoriu. Aici ne zbatem noi cu Asociația Națională Cultul Eroilor, cu sponsorizări și cu mult suflet în ceea ce vrem să facem. Deci, e rușinos. Țineți minte că a numit o blondă de 28 de ani președinta Oficiului Național Cultului Roilor, cetățenii sub ordinea Ministerului Național. Ceea ce nu se întâmplă nicăieri în lumea civilă. Dar la noi e tot. Blondea. Aș vrea să mă întreb, eu am studiat foarte mult problema aceasta prin decenii. Sunt ferm convins, eu, în urmă aceea ce am studiat, că adevărata miză a evenimentului în decembrie, a fost Transilvania, care trebuia să plece la Moldova. Mă înșel, am avut discuții contradictorii. Părerea dumneavoastră, ca mulți care am stat foarte mult a plecat pe acea ducă, care este. Am dreptate că Transilvania trebuia, a fost miza principală a evenimentelor. Cu trădătorii noștri din interior. Fără niciun fel de discuție. Dar e niciun fel de discuție. Am avut de... ce se întâmplă? Mă rog, mă spuneam și pe mult de gât. La Timișoara, la Debrețin, ei au un centru paramilitar de instrucție a comandorului. Scenariul era următorul. O companie ungurească, îmbrăcată în uniformă românească, se declanșeze un măcel la Târgu Mureș ca să poată să intervină armata ungară. Și cu rușii, din păcate, și cu rușii. Ei au colaborat foarte bine. Cu toate că nu uite ei ce ne-au făcut rușii nici în spatele tot, nici așa. Deci asta era scenariul. Ce s-a întâmplat? Nu. Acolo, fiul lui Ernst Jura, acum n-ai balcheamă, fostul președinte, un anelă de 2 metri și ceva, care are centura aia, nu mă pricep la judo, așa, el era principalul comandant și instructor al acestui centru în care se reclutau transfugi români, chiar de etnie română, care se duceau acolo, îi instruia acolo și pe urmă trimitea în țară spunând că s-au săturat de unguri și așa și mai departe și plasa în diferite locuri din țară. Dumneavoastră spuneți că sunt la fost în securitate. Trebuie să știți, trebuie să... Deci, ei au organizat perfect trecerea Transilvaniei la Ungaria în momentul loviturii de stat. De acolo și ajutorul masiv pe care l-a dat cu ținte false, cu comandouri și așa. Și toate manifestațiile au fost numai în Banat și Transilvania, nici într-un sat din Moldova, nimic. În Banat ăsta, Tăcheș ăsta a jucat cartea asta păcătoasă, cei care au devastat prăvăliile și ce au făcut atunci, au atacat pe unitățile militare, au fost unii din aceste comandouri. Dom'le, trebuie să înțelegem că, încă o dată repet povestea asta, Budapesta e capul, ăștia sunt executanții nenorociți
Și noi suntem papagalii care greșim, care stăm pe, crengile noastre acolo și... Întâlnirea de intervenție economică, de care se legă chiar de așa ceva. Mulți o abordare economică a cătelul Ceaușescu. Deci,